Proiectul de modernizare a școlii a presupus reabilitarea clădirii, înlocuirea geamurilor, lucrări de igienizare și achiziționarea de materiale didactice. În urma modernizării școlii, peste 40 de cadre didactice și peste 500 de copii au parte de condiții mai bune de lucru. De înlocuire a geamurilor, o lucrare foarte mare de investiție, care a necesitat niște eforturi deosebite din partea administrației locale, a primăriei municipiului Satu Mare, a cărei valoare se ridică la 1.400.000.000 de lei. Am făcut lucruri bune anul trecut, am făcut și anul acesta, urmează și alte lucruri bune pe care trebuie să le facem foarte curând și sper să ne permită timpul să începem să bitumizăm, să asfaltăm terenul de sport, care este o dorință dumneavoastră. Vă pot confirma colegii mei că am aprobat suma și este o sumă destul de consistentă. Acum e treaba primarului de unde ia bani și unde pune, dar sunt încă o dată alături și voi fi alături de dumneavoastră până în 2016. La eveniment au fost prezenți și câțiva părinți care își aduc și ei contribuția la buna desfășurare a orelor de curs și păstrează o relație de colaborare cu reprezentanții instituției spre binele școlarilor. Particip cu mare drag la festivitățile școlii Lucian Blaga. E o școală de suflet pentru mine. Am avut întotdeauna o colaborare bună cu conducerea școlii, dar și cu cadrul didactice, cu corpul profesional, pe care îi apreciez atât conducerea cât și dascălii pentru eforturile pe care le depun cu acești elevi pentru a obține rezultate. Vreau să urez succes în continuare, pentru că în ultimii 2 ani primăria municipiului Satu Mare a investit foarte mult în această școală, cu care noi ne mândrim. Ne mândrim că este o școală care are rezultate foarte bune la învățământ, este o școală care este echipată și dotată foarte, foarte bine, unde copiii noștri își pot desfășura activitatea. Școala gimnazială Lucian Blaga se află în primele 10 locuri în clasamentul celor mai bune școli din județ. Elevii beneficiază de 3 laboratoare, 8 cabinete, 3 ateliere, o bibliotecă școlară și o filială a bibliotecii județene. Vechiul local a devenit anexa noului local, astfel că în prezent cursurile se derulează în cele două corpuri de clădire numai în schimbul de dimineață.